Anul de grație 2024. Klaus Iohannis, șef NATO? Nu cred. De fapt, e posibil. De ce? Pentru că acum cu războiul ăsta e un puțin încurcat, că nu mai poate să facă naveta la Sibiu, știi, dacă va fi șef la NATO. Trebuie să se ocupe de război, comandamentul NATO și așa mai departe. Dar dacă se termină războiul până în 2024, tot ce e posibil. Tot pe val, în contextul războiului, Mircea Joană. Mircea Joană, da, este un candidat. Mircea Joană este un independent candidat. Independent sau susținut de vreun mare partid? Nu știu. Nu știu dacă va fi independent, pentru că toate jocurile sunt făcute acum, așa cum văd eu, pentru Nicolae Ciucă, ca el să fie un candidat și cred că PSD-ul ar fi de acord ca Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL și cumva îi se pună un candidat care să-i convină lui Nicolae Ciucă. Și asumă PSD să agreze un candidat al PNL și să spună eu pentru da, electoratul PSD lucrul acesta? Pe ei interesează să fie încă 4 ani la putere, interesează mai puțin funcția de președinte atâta timp cât Ciucă, cu care se înțeleg foarte bine. Păi se înțeleg ei cu Iohannis. Uităm de ani în care vorbea de PSD scrâșnind din dinți. Așa că eu cred că PSD-ul va fi de acord, va agrea un candidat, cum este Nicolae Ciucă, pentru a rămâne în continuare la putere. Mai mult decât atât, știu că l-am întrebat pe Marcel Ciolacu despre eventualitatea unei colaborări, unei coaliții cu PNL chiar înainte de alegeri și a spus că nu, noi suntem adversari, mă rog, așa, adversari de catifea, fiecare va candida, dar nu vede o altă alianță, o altă coaliție după alegeri. Și atunci, în înțelegere cu Ciucă să fie candidat acolo, poate să dea un candidat oarecare, fără foarte multe șanse și să mai domnească încă 4 ani.